Ministrul austriac de interne nu este de acord cu intrarea României în spațiul Schengen. Oficialul susține că țara noastră mai are probleme cu protecția frontierelor și distribuirea migranților. Austria este ultima țară care se mai opune aderării țării noastre după ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții. Votul va fi dat pe 8 decembrie în cadrul Consiliului de Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene și este nevoie de unanimitate. Salutare, dragii mei, bine ați venit la un nou material. De ce nu ne vrea Austria în Schengen? Ministrul austriac de interne se opune aderării României și Bulgariei, nu și a Croației. Sunt trei aspecte de bază pe care o să le urmărim în acest material și o să vedem de ce Austria nu ne vrea în Schengen, o să vedem care sunt problemele pe care le etalează Austria în declarațiile făcute de ministrul de interne austriac și o să vedem de asemenea care sunt avantajele intrării României în Schengen, dar evident și dezavantaje, pentru că în orice lucru există și avantaje și dezavantaje. Tu ești de acord cu intrarea României în Schengen? Chiar sunt curios de răspunsul tău. Hai să trecem la material. Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, afirmă că în acest moment are sens includerea Croației în spațiul Schengen, însă nu și admiterea României și Bulgariei. Într-un interviu acordat ziarului Curăr, la un an de la preluarea mandatului de ministru de interne, Gerhard Karner reafirmă poziția exprimată anterior cu privire la admiterea Croației, României și Bulgariei în spațiul Schengen. Pentru noi se aplică decizia conform căreia credem că are sens să includem Croația și să nu includem acum Bulgaria și România. Este important în cazul sistemului de azil, rețineți că trei aspecte de bază să funcționeze, protecția frontierelor externe, refuzurile și distribuirea. Adevărul este că multe lucruri nu funcționează în aceste domenii și de aceea trebuie să continuăm să muncim și să luptăm, a afirmat ministrul austriac de interne în interviul acordat Curier, întrebat despre posibilul veto al Austriei cu privire la aderarea celor trei țări la spațiul Schengen. Întrebat dacă formațiunea politică din care face parte se folosește de problema azilului pentru a distrage atenția de la propriile probleme interne ale partidului, Karner a răspuns că nu doar formațiunea sa politică, și anume Partidul Popular Austriac, susține această poziție cu privire la azil, ci și SPO, adică Partidul Social Democrat din Austria, și NEOS, formațiune liberală. Acest lucru este susținut de SPO și NEOS, printre alții. Adevărul este că deja am avertizat despre această situație în aprilie. Nimeni nu a ridicat această problemă în primăvară, în timp ce eu am avertizat că va veni. Am ridicat în repetate rânduri această problemă și la nivel european, pentru că suntem primii afectați de acest val de refugiați economici, cei mai mulți dintre ei vin pe ruta balcanică, a mai afirmat în același interviu ministrul de interne austriac. În urmă cu două săptămâni, Karner a declarat pentru cotidianul Curier că este un moment nepotrivit pentru extinderea spațiului Schengen, în ciuda recomandării făcute de Comisia Europeană în această săptămână de a primi România, Bulgaria și Croația în spațiul european de liberă circulație. Este un moment nepotrivit să votăm acum o extindere când sistemul frontierelor externe nu funcționează, a declarat pentru Curier ministrul Gerhard Karner, care face parte din Partidul Conservator OVP. Extinderea unui sistem deja disfuncțional nu poate funcționa. Situația din Europa arată foarte clar că protecția frontierelor externe a eșuat, a spus ministrul Gerhard Karner. Ulterior, conform relatărilor presei croate, cancelarul Karl Nehammer a afirmat în timpul unei vizite la Zagreb că Austria va susține candidatura Croației pentru aderarea la spațiul Schengen, dar are obiecții față de candidaturile României și Bulgariei la spațiul european de liberă circulație. Chestiunea aderării la Schengen a României, Bulgariei și Croației pare să fi creat neînțelegeri între partidele coaliției de guvernare de la Viena. Vicecancelarul Werner Kogler, lider al Partidului Verzilor, declarând potrivit cotidianul Curier că nu este de acord cu evaluarea colegilor conservatori din OVP și că Austria susține în continuare oficial aderarea României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație.
Verzii nu susțin vetul Austriei față de aderarea României și Bulgariei la Schengen, scria în urmă cu o săptămână cotidianul Curier. Vicecancelarul și liderul verzilor, Werner Kogler, a subliniat acest lucru după amenințările ministrului de externe Gerhard Karner și ale cancelarului Karl Nehammer, ambii din OVP, că Viena se va împotrivi intrării celor două state în spațiul de liberă circulație, precizează Curier. Austria susține în continuare în mod oficial aderarea Croației, precum și a României și Bulgariei la spațiul Schengen, a declarat Kogler într-un interviu publicat de cotidianul regional Tiroler Tagesschau. Guvernul olandez a dat undă verde aderării României și Croației la Schengen, dar își menține împotrivirea fermă și refuză să accepte ca Bulgaria să adere la spațiul de liberă circulație. Cabinetul de la Haga consideră în continuare că este prea devreme pentru Bulgaria, care ar putea să adere totuși anul viitor. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Administrației și Internelor, aderarea României la spațiul Schengen ne va aduce mai multe avantaje. În primul rând, vor dispărea timpii de așteptare din punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria și Bulgaria. Astfel vom avea parte de mai puține neplăceri la trecerea frontierei, în special în perioada concediilor de vară și iarnă. Acum, cum de exemplu vara, când este plin sezon estival, sau uitați acum când vine perioada sărbătorilor și poate foarte mulți români pleacă în străinătate sau alții vin acasă, turiștii români care trec frontiera cu Bulgaria sau cea cu Ungaria pot aștepta o oră sau chiar mai mult, atât la ieșirea din țară, dar și la intrarea în România. Iar asta se întâmplă nu doar la sfârșit de săptămână. De exemplu, vor scăpa situațiile neplăcute din preajma sărbătorilor de iarnă, cei care doresc să-și petreacă Crăciunul în România, care nu vor mai aștepta ore întregi la frontiera cu Ungaria în PTF Nădlac. Un alt avantaj după ce România va adera la spațiul Schengen este că nu vom mai pierde timp cu controlul documentelor, iar transportatorii vor scăpa de cozile de la frontierele cu Ungaria și Bulgaria. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne, trecerea frontierei se va putea realiza indiferent de oră, prin orice loc, în orice perioadă anului, iar cetățenii statelor membre care călătoresc în spațiul Schengen vor trebui să aibă asupra lor doar un document de identitate valabil, fără a fi supuși controalelor de frontieră. Mai exact, vom călători precum în interiorul țării. Un alt beneficiu după aderarea la Schengen este că la frontiera aeriană va fi eliminat controlul de frontieră pentru zborurile către și dinspre destinații din spațiul Schengen, iar deplasările către din aceste destinații vor desfășura ca un zbor intern în România. Trebuie subliniat faptul că după ce România va intra în Schengen, acest lucru va avea un impact pozitiv în special pentru transportatori, prin eliminarea timpilor mari de așteptare la frontierele terestre cu Ungaria și Bulgaria. Transportatorii nu-și vor mai pierde vremea cu tot felul de controle și proceduri birocratice la frontiere. În ultimul rând, comerțul va fi mai profitabil, iar mărfurile vor circula mult mai rapid și la costuri mult mai mici. Costurile inerente presupuse de cheltuielile pentru combustibili, salarii, diurne și așa mai departe vor fi mult diminuate. Reprezentanții Ministerului de Interne mai precizează faptul că aderarea la Schengen va crește activitatea României ca destinație de afaceri și ca destinație turistică. Spațiul Schengen este o zonă liberă de circulație a persoanelor care este formată din 26 de state membre, 22 din Uniunea Europeană și 4 din afara acesteia, iar ultimul stat care a aderat este Principatul Liechtenstein pe 19 decembrie 2011. Pentru cetățenii europeni, eliminarea controalelor la frontierele interne ale spațiului Schengen înseamnă mai mare libertate de mișcare și o securitate sporită prin adoptarea unor reguli comune ale statelor semnatare ale Convenției de Punere în Aplicare a Acordului Schengen. Toate statele care fac parte din Schengen, cu 6 excepții, Irlanda și Marea Britanie, care au ales să nu devină membre și au propriul spațiu comun de călătorie, și Bulgaria, Croația, Cipru și România. 4 țări din afara Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein, au aderat de asemenea la spațiul Schengen. Potrivit Parlamentului European, aproximativ 3,5 milioane de persoane traversează în fiecare zi o frontieră internă a Uniunii Europene. Libera circulație poate implica în practică drepturi diferite pentru diferite categorii de persoane, de la turiști la familii. Toți cetățenii europeni pot rămâne în alt stat membru ca turiști până la 3 luni, cu un pașaport sau un card de identitate valabil.
De asemenea, aceștia pot lucra și locui într-un alt stat membru cu dreptul de a fi tratați în același mod ca cetățenii țării respective. Antreprenorii beneficiază de libertatea de stabilire în statul pe care aleg, iar studenții au dreptul de a studia în orice stat membru. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Voi ce părere aveți de faptul că doar Austria se mai împotrivește intrării României în spațiul Schengen? Sunt curios și de părerea voastră. O să vă voi citi în secțiunea de comentarii. Noi ne auzim cu noi materiale și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți și multă sănătate!